Noi propunem partidele politice să-și deschidă cărțile, să spună în urma alegerilor parlamentare, dacă ei vor participa la guvernare, care vor fi opțiunile, care vor fi propunerile și care vor fi persoanele care vor fi promovate pentru ca lumea să știe că își dau votul pentru anumite persoane, pentru anumite politici și oamenii trebuie să-și lege soarta lor cu soarta acestei echipe care își asumă această responsabilitate. A fost luată o decizie unanimă ca domnul Bulgar, Valeriu, să fie propus în calitate de candidatul Partidului Democrat la funcție de prim-ministru. Ca partidul să devină la putere mai clar pentru societate, bineînțeles, își declară scopurile și oamenii, sursele, tot potențialul prin care el s-ar putea manifesta venind la putere unic sau în coaliție cu cineva. Noi o să folosim noțiunea de potențial guvern, nu tenebru, dat fiindcă deja vrem să-l nominalizăm, să-și formuleze clar programa, destul de succint, pentru dumneavoastră și prin intermediul dumneavoastră pentru fiecare cetățean. Deci această noțiune vom folosi, potențialul guvern, și în acest sens eu am fost nominalizat de către Consiliul Politic să formez această echipă, care până la urmă ar putea să realizeze scopul de bază a Partidului Democrat. În viziunea noastră azi, în echipa noastră care ar putea să realizeze aceste lucruri, ar mai intra Alexandru Muravski, care este cunoscut de dumneavoastră, Ioan Păduraru, personalitate cunoscută de dumneavoastră, Valentina Buliga, de asemenea, o personalitate cunoscută, destul în public, în societate, Boris Gerasim, ex-ministru transportului, de asemenea, persoană cunoscută, Marcel Răducanu, Oleg Țolea, Oazu Nantoi și probabil mulți, mulți alții care vor fi nominalizați concret în fața dumneavoastră la o eventuală conferință de presă, deja cu program și persoane. Noi vom participa la formarea noului guvern. Eu sunt absolut convins. Și ultimul rezultat, și ultimele evoluții a Partidului Democrat și eu sper că și alegătorii vor înțelege ce vrem să facem noi. Nu suntem un partid extremist, radical, noi vrem binele acestei țări, suntem un partid care pledează pentru Republica Moldova, nu este antiromân, antirus și așa mai departe.